Proiectul își propune să educe și să crească nivelul de conștientizare al femeilor privind cancerul de sân. Derulată de grupul de inițiativă pentru sănătatea sânului Mureș, acțiunea se desfășoară pe două linii și se adresează atât medicilor de familie, cât și elevilor de liceu, iar prin aceștia informația tinde să ajungă la toate femeile. Activitățile se vor derula doar în Târgu Mureș și Reghin. În urma studiilor cantitative și calitative care s-au făcut prin niște focus grupuri, cele mai importante nevoi care au fost identificate în județul Mureș au fost informarea corectă a femeilor privind problematica cancerului de sân și serviciile disponibile în județul Mureș și nevoia ca medicii de familie să fie instruiți astfel încât să facă examenul clinic al sânului odată cu examenul anual. Astfel au luat naștere cele două proiecte. Unul, cel care vizează informarea femeilor. Al doilea are ca obiect instruirea medicilor de familie. Prima fază a proiectului vizează liceele Petru Maior și Lucian Blaga din Reghin și va începe efectiv la începutul anului 2012, se va finaliza abia în luna aprilie. În aceeași perioadă se vor desfășura și sesiunile de informare cu medicii de familie și asistentele medicale, iar toate activitățile sunt susținute de către voluntari. Cele două proiecte se vor desfășura simultan. Primul proiect, Informează-te și informează, cancerul de sân nu alege, se va desfășura în Reghin. Ca primă etapă se vor informa elevii din două licee despre problematica cancerului la sân. În prima fază va fi o sesiune de informare a elevilor, ei fiind antrenați într-un concurs prin care vor trebui să mobilizeze la următoarele sesiuni de informare femeile din anturajul lor, mămici, bunici, mătuși, vecine. Ca să fie foarte stimulativ pentru elevi, am gândit acest proiect sub forma unui concurs. Liceul care va reuși să convoace cât mai multe femei la aceste sesiuni va câștiga un premiu care va fi oferit într-un cadru festiv. Sesiunile de informare vor fi de 60 de minute. Aceste sesiuni de informare vor fi ținute de niște facilitatori pe care am reușit să-i și pregătim săptămâna trecută. Inițiativa a luat ființă prin intermediul Crucii Roșii, dar este sprijinită și de Asociația Română de Cancer de Sân Destine Comune, de Spitalul Județean Mureș, Spitalul Municipal Reghin, Inspectoratul Școlar Județean. Participă de asemenea Cabinetul Doctorului Feier și, nu în ultimul rând, cele două licee reghinene. Proiectul este așadar o inițiativă lăudabilă, cu atât mai mult cu cât școlile reghinene sunt singurele din județ implicate. De ce liceele din Reghin? În primul rând, pentru că Reghin nu e orașul meu și mi-am dorit foarte mult ca să aduc acest proiect în Reghin. Colegele mele din echipa de proiect au fost foarte receptive și un alt factor foarte important a fost că am găsit foarte mult sprijin și oameni foarte deschiși și entuziaști care ne stau alături și ne vor fi parteneri în acest proiect. Conform datelor statistice, la nivelul județului Mureș, între 2007 și 2009, incidența cancerului la sân a fost mai mare în rândul femeilor din mediul urban, comparativ cu cele din mediul rural. Cel mai adesea, femeile ignoră controlele pentru depistarea acestui tip de cancer din motive financiare sau pur și simplu din cauza durerii din timpul examinării. De asemenea, și atitudinea neprietenoasă a medicilor reprezintă o barieră pentru femei în a efectua un control.